Bună ziua, vreau să arăt celor începători, celor care nu au habar că se vor confrunta vreodată cu o astfel de problemă. S-a trântorit un roi, mai bine zis, că nu pot să spui, este o familie. Semne distinctive pe care apicultorul trebuie să le vadă chiar din primele zile. Eu nu am fost, datorită ploilor care au fost, reginele n-au ieșit, l-am perecheat și ramele arată ceva de genul. O ramă în care a ouat regina, ea fiind nefecundată, toate celulele au devenit de trântor. Toate ouăle, inclusiv aceste larve care se văd pe fundul celulelor. Aici a încercat să-și tragă, automat n-a avut de pe ce să-și mai tragă din ou nefecundat, deci să provină de la o matcă pentru o viitoare regină. Ea a încercat să-și tragă boci de salvare. Acestea, dacă le rupem, ia să încerc să și rup. Oricum, această ramă este cumva stricată. Da, deci sunt larve de trântor. Ia să rup și pe asfaltă. La fel. Nu au nici lăptișori de matcă foarte mult. De asta se și numesc boci de salvare. Aceste rame toate trebuie scuturate pentru că albina devine... Ia uitați! Albina devine ouătoare, depune ouă nefecundate, iar acele albine care depun ouă nefecundate sunt grele. Să găsesc vreo câteva deștepte, să o facă pe regina și să... Ia uitați! Păstură, cum i-am pus faza inițială și o ramă, deci în același moment cu mâncare, s-a apucat de ouat albina. Se scutură la o distanță cât mai mare de stup, deci unde a fost situat. După care, albina grea, nemai putând zburând înapoi, pe vechiul loc se așează, vor reveni albinele cu legătoare, albinele care pot să formeze un viitor stup. Acolo eu am așezat deja un roi, da, era să zic o familie, dar nu. Este un roi pe 5 rame, 6 rame. Uitați, deci astea sunt semnele distinctive. Iar unde ne vom uita și vom zări ouă, în partea de sus a ramei, stați că trebuie să filmez și asta, să vadă. Ia uitați, aici, la fel. Tot ce este larvar este cu puiet de trântor. La fel a încercat să-și tragă boci. Iar aici, în partea de sus, în celule, nu știu dacă se vede, în unele locuri sunt câte 2-3 ouă într-o celulă. Ceea ce este un alt semn, cum că albina a devenit ouătoare, deci ouă la propriu, iar ouăle fiind nefecundate, pentru că ea nu poate să devină regină, albina le lungește cumva, că sunt de trântor, sunt larve de trântor, și se ajunge la acest stadiu. Și pe o parte și pe alta a ramei, ia uitați. Deci acestea pot spune că sunt rame stricate. Da. Întâmpinăm și asemenea probleme, pentru că într-o stupină nu avem doar familii bune, familii productive. Deci se scutură toată albina. Albina grea rămâne acolo pe loc, neputând zbura înapoi la loc. Ia să merg de curiozitate să filmez
albina de acolo de la... Pentru că am mutat în loc un stup. Am dus în locul de unde am luat acești roi neformați. Am pus un stup pe câteva rame și vor încerca să pur și simplu albina culegătoare, albina 2, că albina care poate zbura. Da, ia uitați ce se întâmplă. Conștientizează că nu are unde să tragă. Albina care nu ouă revine înapoi pe vechea vatră, pe vechiul loc. Ia uitați ce se întâmplă. Astea sunt consecințele. Urdinișul este destul de strâmt, nu prea are cum să zboare albina. Nu prea are cum să intre în interiorul familiei. Ia uitați, dacă este familie formată deja. Asta cred că este pe, nici nu știu, pe 6-7 rame. Habar nu am. Ia uitați. Asta este cu totul altceva. Aici este matcă regină împerecheată. Da. Acestea fiind spuse, vă doresc numai bine.